este una dintre cele mai importante și diverse licitații de avangardă care au avut loc vreodată în România. Licitația cuprinde piese ale artiștilor foarte importanți născuți în România și care s-au realizat din punct de vedere artistic, din păcate, în alte locuri. Aș numi printre vedetele acestei licitații pe Brâncuș, bineînțeles, pe Victor Brauner, Marcel Iancu, care sunt reprezentați cu lucrări absolut excepționale din creația lor. Aici, în dreapta mea, se află unul dintre cele mai importante tablouri realizate de Victor Brauner în perioada românească și probabil este cel mai bun tablou Brauner care nu se află în acest moment într-un muzeu, într-o expoziție muzeală. Este vorba despre lucrarea poetul George Bogza arătând capului său peisajul cu sonde, lucrare realizată în 1929 la Buștenari. În vara anului 1929, Brauner i-a făcut o vizită, a petrecut aproape o lună la Buștenari, la familia Bogza, și a fost absolut impresionat de ce se întâmpla în zona respectivă, unde era o mare exploatare petrolieră. Joe Bogza a scris un poem despre acest lucru, Victor Brauner l-a ilustrat și tot în perioada respectivă a realizat acest tablou care prefigura evoluția suprarealistă de mai târziu a lui Victor Brauner. Cel mai important portofoliu de gravuri Brauner, numit Codex d'un Visage, l-am putea considera un adevărat testament artistic al lui Brauner, care a pornit în explorarea figurii umane de la niște elemente foarte simple, pătrat, cerc, triunghi, și a avansat încercând să complice aceste lucruri. Au rezultat niște figuri pe care le vom regăsi mai târziu în foarte multe din lucrările lui. În expoziție se mai află un număr de lucrări foarte rare și care apar extrem de rar în licitații internaționale, chiar din creația lui Marcel Iancu, aferentă perioadei Dada, anii 1916-1917 și anii colaborării sale la revista Contemporanul și Punct, din perioada 1924-1934. De asemenea, există un număr de lucrări foarte importante Victor Brauner din colecțiile colegilor avangardiști, poeților prieteni, Gelu Naum și Stefan Rol. Și probabil ceea ce se găsește de asemenea foarte rar chiar în mari licitații internaționale, o colecție aproape completă de grafică, gravură, litografie Brauner. Specific pentru licitația despre care vorbim, este de asemenea prezența unui mare număr de fotografii de autor, fotografii de presă din epocă, în care găsim personaje ca Churchill, Stalin, Roosevelt, este iconica fotografie a întâlnirii de la Yalta, Fidel Castro și Ernest Hemingway, actori celebri ca Marlon Brando, Greta Garbo, Katharine Hepburn, Sophia Loren, sportivi celebri, Cassius Clay, Pele, artiști monumentali, Chagall, Matisse, Dalí, Picasso, pentru prima dată probabil o colecție extrem de bogată de afișe, afișe de film, afișe de spectacole, de muzică, afișe de expoziții. Este o expoziție extrem de diversă, extrem de interesantă și care se poate adresa absolut oricărui iubitor colecționar de artă din România. Casele de licitații cu o reputație foarte bună, cum este și Artmark, oferă garanția originalității, oferă garanția calității produselor artistice respective și oferă și garanția evaluării corecte a prețurilor la care aceste obiecte sunt oferite.